Bine te-am regăsit! Tocmai îmi admiram ciuful! Se pare că s-a zbârlit tot! Ok! Am ajuns în ziua 10 de curs de vindecare emoțională prin tehnicile pe online și întrebarea secolului este cum să nu te mai afecteze vorbele și părerile celor din jurul tău, să nu te mai afecteze emoțional, astfel încât să iei doar ce ți se potrivește și când ți se potrivește și în același timp să și înveți să spui stop lucrurilor pe care chiar nu vrei să le auzi sau chiar nu te interesează sau chiar nu sunt treaba ta. Bun, hai să vedem acum ce ne împărtășesc acești oameni geniali și extraordinari. Eu sunt Loredana Latiș, sunt președinta Academiei Române de Coaching și acum ți-i prezint să vedem ei cum au reușit să nu se mai lase afectați de toate acestea. Bun, hai să vedem, dragilor, cine începe pe repede înainte. Dar nu așa de repede. Florentina? Bună seara tuturor! Sper că se aude. Exact ceea ce am vorbit aseară, în legătură cu cuvintele. Limbajul este foarte important. Ca să avem un limbaj și corect din punctul nostru de vedere, corect din punctul celuilalt de vedere, eu zic că este o muncă în spatele tuturor cuvintelor. Muncă ce înseamnă? Din nou, un curs complet, complex, care să ne învețe cum să ne apărăm pe noi înșine de noi, de cei din jurul nostru, să ne învețe, să ne reprogrameze, să ne dea un refresh al minții, al ființei noastre. Eu asta consider. Mulțumesc frumos! Ok, felicitări! Super tare! Super! Ioana! Da, bună seara, și eu sunt perfect de acord cu Florentina. Este o nevoie de să muncești cu tine și să-ți rezolvi, să te cunoști și să-ți rezolvi acele butoane pe care ți apasă ceilalți, pentru că dacă nu, în continuare vei fi afectat. Deci asta am constatat eu. Deci este nevoie să te cunoști, să-ți cunoști valoarea și să nu te lași afectat, pentru că, deci pur și simplu să respecti părerea celorlalți și valorile lor, dar tu să ai foarte clar care este atitudinea ta, care sunt valorile tale și spre ce te îndrepti. Mulțumesc! Ok, felicitări! Super! Super! Magda! Tema asta ți-a ales-o pentru mine special? Ia zi-ne atunci! Păi astăzi s-a întâmplat o chestie întâmplătoare. Știm noi cum e cu întâmplătoarea asta. Magda, din 2012 și până acum ești complet schimbată. Și zic, e normal. Cam ce s-a întâmplat? Păi cam de când ai plecat în Franța, am impresia că ai fumești ceva. Că fumezi ceva, tragi pe nas, ești cumva. Și zic, dar ce se întâmplă exact? Vorbeam despre copii, că eu nu sunt de acord cu medicii și că ascult părerea și fac ce vreau. Și asta înseamnă să treci prin filtrul minții, din punctul meu de vedere, să știi ceea ce vrei și chiar să treci prin filtrul minții și în momentul în care e decis să spui nu, spui nu, stop. Și am zis, ok, stop la discuție, fiecare cu părerea ei și fiecare acționează cum își dorește. Și mă bucur că m-am schimbat din 2012 până acum, că era o problemă dacă nu mă schimbam. Bine zis! Bine zis, Magda, era o problemă dacă nu te schimbai. Corect, așa e, super! Gabriela! Eu mă gândeam că n-ați ales-o pentru Magda, bună seara, mă gândeam că ați ales-o pentru mine. Eu altă am făcut o sesiune de coaching chiar pe chestia asta. Încă mai am, eu am crezut că am scos-o, în schimb, abia am văzut numărul de acasă, zic, ce-am făcut? Cât mă mai interesează chestia asta? Și-am făcut o ședință de coaching. Ok. Deci se învață și cred că se învață mereu și este mereu de lucrat cu chestia asta, ca să nu ne mai afecteze ce spun ceilalți și chiar noi să știm să ne să vorbim cu ceilalți în felul care să nu-i afectăm negativ. Foarte important să încurajăm persoanele, nu să le tăiem mare. Pentru mine este important. Deci, încă învăț.
Mulțumesc! Cu multă iubire! Foarte bine! Și eu la fel, învățăm împreună! Super! Mihaela! Am filtrat așa să văd ce să aleg să spun despre asta, că e un subiect așa de vast. Și mi-am dat seama că eu am încetat, bineînțeles, nu 100%, dar oricum foarte mari progrese am făcut în direcția asta, că stau să-mi amintesc de când m-a deranjat ultima dată cineva cu ceva ce a spus și mi-am dat seama că a pornit foarte mult de la autocritica, din autocritică. În momentul în care tu ești ok cu tine și începi să înțelegi că și ceilalți au valori, setul lor de a gândi, felul lor de a gândi și așa mai departe, dacă tu nu mai ești critic, nu mai critici nici pe ceilalți și nu te mai deranjează dacă îți spun ceva. Și atunci am ajuns la așa două chestii. Am observat că fie ne judecăm persoana din fața noastră pentru ceva anume, o valoare care nu ne place la ea, fie chiar avem și noi problema respectivă și asta ne macină. Cam astea două cheițele. Mersi mult! Yeah, felicitări, felicitări, super! Monica Bunaciu! A, ce bine, îți vedem și fățuca, Monica! Ți-ai rezolvat cu telefonul, bravo! Parțial, eu cu tehnica mai am încă. Asta e o convingere limitativă. Nu, nu, mai am încă de lucru. Nu că... Cât trăiește, om învață, nu? Ok, foarte bine. Așa, legat de cum să nu te mai afecteze părerile, vorbele altora, cred că ceea ce ne afectează este legat strict de rănile pe care noi le avem. Adică deranjabilitatea voce foarte gravă sau un anumit mod de a mi se vorbi avea strict legătură cu mine, nu cu persoana care ridica tonul sau care spunea ce vroia ea să spună, nu știu. Până la urmă fiecare înțelege, recunoaște ceea ce cunoaște, nu? Adică dacă noi nu cunoaștem un anumit lucru, este imposibil să-l recunoaștem. Prin urmare, trebuie să vedem de ce anume ne deranjează și după aia, eventual, deși nu știu ce rost ar avea, să vedem ce problemă are persoana din fața noastră. Cred că în acest mod nu ne mai afectează ceea ce spun ceilalți. Yeah, ok, felicitări, Monica, și mă bucur să te revăd. Super, felicitări pentru tehnica avansată. Ok, bun. Cine mai? Mai văd o mânuță? Da? Nu mai e nicio mânuță? Florin? Microfonul, Florin. Da, sper să mă vedeți și să mă auziți. Am văzut, ai un volan mare, se vede. Da. Din punctul meu de vedere, am ajuns ca să nu mă mai las afectat de ceilalți în momentul în care nu mai pun presiune pe mine de a-i convinge de ceva. Când am înțeles că eu am drumul meu în viață și lumea are drumul ei în viață, atunci viața mea s-a liniștit. Eu nu mai sunt responsabil decât pentru ceea ce zic eu și pentru ce fac eu. Și în momentul ăla, când cineva nu-i de acord cu mine sau chestii de genul ăsta, zic ok, e viața ta, e gândul tău și nu mă mai deranjează, pentru că eu nu am presiunea asta pe mine de a-l convinge de ceva. Și asta mie mi-a liniștit, mi-a ușurat viața. Și nu mă mai deranjează atât de mult pe cât posibil, pot și eu. Dar asta a fost o revelație pentru mine. Nu trebuie să convingi pe nimeni de nimic. Da. Ok, super tare, Florin, mulțumesc, felicitări! Ok, să rămână. Mai văd o mânuță, Oana? Da, bună seara. Eu, pe scurt, pot să spun că pornesc de la cunoașterea de sine. Să mă cunosc pe mine, ca să înțeleg cum reușesc sau ce îmi doresc, mai bine zis, eu însămi, prima dată, cu încredere, curaj și să accept că și celălalt are o părere, este părerea lui și eu să o filtrez, să o accept dacă pentru mine este valabilă.
Și apoi dacă el se supără, este treaba lui până la urmă. Eu accept ceea ce mi este bine și de folos, în primul rând mie, sufletului, corpului și absolut totul. Și eu sunt în siguranță, în încrederea și curajul pe care îmi doresc. Toate cele bune. Cu iubire. Ok, felicitări, felicitări, Oana, mulțumesc, super tare. Daniel, a, ce bine că-ți vedem și ție, fățuca. Bună seara, tuturor. Păi mi-era dor. Eu am răcit foarte tare. E ok. Adică ieri am simțit că am dat de niște treburi foarte, foarte adânci și astăzi am căuciuit așa liniștit. E de lucru vis-a-vis de cum să te aperi. Din punctul meu de vedere e foarte important să știi valorile și în momentul în care intri în interacțiune cu altcineva să știi de fapt că tot ceea ce îți spune persoana respectivă sunt convingerile lui, sunt valorile lui și e treaba lui acolo. Treaba ta e să știi convingerile tale, valorile tale și să iei doar ce ai tu nevoie, să știi foarte bine care e obiectivul tău în acea interacțiune. Adică focus pe sarcină și pe persoană. Acolo e foarte important. Eu nu cred că poți să fii afectat dacă știi foarte bine ce ai de făcut și ești foarte prezent în momentul respectiv. Cam atât. Vă mulțumesc, o seară frumoasă! Ok, felicitări, felicitări! Super, Daniel! Ia să vedem dacă mai ai vreo mânuță. Pam, 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 pam. Nu mai văd nicio mânuță. Ok, bun. Așadar, ai găsit deja câteva metode extra, super faine, prin care pot să reacționez într-un mod sănătos în momentul în care cineva vorbește sau își dă cu părerea sau lucruri de genul acesta, pentru că, în realitate, până la urmă, fiecare cu treaba lui, tu ia ce ți se potrivește din acea interacțiune, clarifică-ți scopul acelei interacțiuni, observă dacă este nevoie să pui bază sau nu pe ce spune celălalt. Din experiența mea, cel mai bine este să pui bază pe tine, 100%. Celălalt, dacă îi vine sau cumva are vreo idee, este bonus. Dacă nu, poți să trăiești foarte bine și fără ea. Așadar, sunt multe de spus pe direcția aceasta. Bineînțeles că sunt foarte multe lucruri mult mai profunde de descoperit, niște mecanisme care de altfel sunt foarte simple, nu e nimic complicat pe lumea asta, doar că e nevoie un pic de informație și de lucru cu propria persoană. Cam asta facem noi aici în Academia Română de Coaching, unde, așa cum zicea, nu mai știu cine, Magda, parcă asta astă seară, că s-a schimbat. Ne schimbăm, de fapt ne updatăm, cum și un computer, nu? Ne updatăm și devenim în fiecare zi ceea ce noi vrem să fim în acel moment. Este foarte important să-ți dai voie să fii tu însăți, tu însuți, indiferent de orice rahat prin care ai trecut, că până la urmă rahatul ăla te poate ajuta de fapt să scoți resurse extraordinare pentru tine. Dacă vrei acest lucru, cu mare drag te aștept aici la curs în noiembrie, în 20 noiembrie 2017, la cursul de formare în coaching față în față în București, în sala de curs. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Acum noi începem o zi extraordinară la cursul de vindecare emoțională și ne vedem cu înțelepciunea serii. Te pup și te iubesc! Pa!